Dacă până astăzi ați avut îndoieli sau dubii că-i altcineva în spatele ispitelor dumneavoastră de a claca spiritual, emoțional, mental, fizic, să știți de astăzi înainte că-i Satan, nu-i Dumnezeu. Pentru că există ideea că Dumnezeu ispitește. Dumnezeu nu ispitește. Dumnezeu nu vine să te facă să alegi păcatul. Satan e sursa ispitirii. El niciodată nu vine să te atace când ești tare. Niciodată nu vine când ești tare. Pentru că atunci când ești tare, te poți împotrivi. Atunci când ești tare și spui în numele lui Iisus, e gata, face pași în spate, nu mai vine. Dar când e slab, dintr-un anumit considerent, dintr-o anumită situație, el vine să ia avantaj. Am citit aici în Luca, capitolul 4, că Domnul Iisus Hristos, după ce are momentul glorios de la râul Iordan, după ce se umple de Duhul Sfânt, spune Biblia că e condus de Duhul în pustie. Dragii mei, Duhul Sfânt l-a condus pe Hristos în pustie nu ca să îl bage în gura lui Satan. L-a dus în pustie ca să-și întărească relația cu Tatăl, ca să-și cunoască precis chemarea și ca să vină din pustie plin de putere și să facă lucrarea lui Dumnezeu. Ăsta e scopul pentru care Duhul Sfânt l-a atras pe Hristos să meargă să caute fața lui Dumnezeu. Spun toate lucrurile acestea pentru că noi când vrem să-L căutăm pe Dumnezeu, noi când vrem să postim o zi, două, trei, simțim că Dumnezeu ne pune în inimă să facem lucrul ăsta sau ne punem pe Scriptură intens să citim Biblia, să ne readucem aminte minții noastre de promisiunile lui Dumnezeu. De fiecare dată când se întâmplă o treabă din asta, vine imediat Satana să facă ceva, să vadă cum te poate distrage sau cum te poate defocusa de pe ce ai tu de făcut pentru Dumnezeu. Biblia spune aici, Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. Dacă ți s-a întâmplat că atunci când ai vrut să te apropii mai tare de Dumnezeu, atacurile celui rău, dintr-o dată, ori veni din toate părțile, nu te panica, nu te îngrijora, că e normal. Cu cât vrei mai aproape de Dumnezeu, cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atâta să știi că Satana o să facă să caute ceva, să te distragă, să te lovească, să te descurajeze. De fiecare dată se întâmplă lucrul ăsta. Oamenii care au fost cei mai apropiați de Dumnezeu au fost oamenii, dacă vreți, pe urmele cărora au fost Satana tot timpul. Vine la el nu în prima zi, nu în a 10-a zi, nu în a 20-a zi. Vine la final. Când partea umană a lui Hristos are nevoie de apă, are nevoie de proteine, are nevoie de vitamine, are nevoie de orice, dar nu le avea la dispoziție. Câtă vreme ești tare, nu ești atacat. Când e slab, du-te la biserică. Când e slab, cheamă un frate să roage cu tine. Când e slab, fă ceva ca să nu rămâi în starea aia.